Bună ziua, domnilor și domnilor, Magda Popescu sunt, urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Astăzi vă promit o emisiune despre cum se mișcă lucrurile în județul Vâlcea, pentru că am alături de mine omul potrivit să răspundă la genul acesta de întrebări, și anume președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu. Bună ziua! Bună ziua, sărmână! Profit de ocazie, sunt, cred că, prima oară anul ăsta. Da, la mulți ani. Anul acesta, la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație, la mulți ani, stimați telespectatori, dragi vâlceni, oriunde v-ați afla. Da, la mulți ani și dumneavoastră, să începem anul cu bine, zic. Chiar dacă, cumva, previziunile economice nu sunt foarte optimiste, domnule președinte, acum, la început de an, fiecare instituție în parte, dar cu precădere Consiliul Județean, își drămuiește și își numără bănuții și face bugetul. Da? Așa e, da. Și pentru că în funcție de ce decideți acum, așa vor arăta și următoarele 11 luni, să zicem. Da, dacă îmi dați, dacă îmi permiteți, am să vă spun câteva lucruri despre buget. Da. Bugetul de anul acesta, bugetul pe care ni l-a repartizat Guvernul României, prezintă o ușoară creștere față de anul trecut, însă, din păcate, așa cum s-a întâmplat an de an, asigură doar 5% din necesarul comunicat nouă de către primărie. Adică primăriile din județul Vâlcea aveau nevoie, și ne-au comunicat că au nevoie undeva la 658 de milioane de lei, adică peste 6500 de miliarde de lei vechi, și ne-au fost repartizați 380 de miliarde pentru partea de cofinanțări, programe de dezvoltare, undeva la 5% din necesar. Dar, cu toate acestea, este o ușoară, ușoară creștere. Am propus și vom propune o repartizare echilibrată. Vom îndrepta și erorile făcute în cazul unor primării anul trecut, nu de către mine, de către alte persoane, nici măcar personajele sunt persoane. Noi avem un buget de 600 de milioane de lei, Consiliul Județean, dar mergem și anul acesta cu peste 60% din buget, aproape 400 de milioane, pe programe și proiecte de dezvoltare. Evident, o pondere uriașă în buget o reprezintă în continuare DGASPC-ul, Direcția Generală de Protecție, Asistența Socială și Protecția Copilului, care mănâncă peste 1000 de miliarde de lei vechi din buget. Dar cu toate acestea, repet, 60%, peste 60% din bugetul pe care îl avem noi, Consiliul Județean, nu primăriile, strict Consiliul Județean și unitățile subordonate, l-am propus să fie orientat spre dezvoltare. Spre dezvoltare, dar sunteți atent și la ceea ce se întâmplă în zona socială, așa cum a spus, de DGASPC, că bănuiesc că acolo fondurile nu vizează doar salariile, ci și... Sigur. Îngrijirea. Și sunt insuficiente și aici o să ne mai trebuiască bani. Aici nu vorbim, lumea nu trebuie să-și închipuie că vorbim doar de salarii. Aici vorbim, imaginează. Aici vorbim la DGASPC, noi nu avem pensiuni. Noi avem unități speciale pentru îngrijirea persoanelor care au probleme psihice, persoanele care au probleme grave de sănătate, persoane cu handicap, copii aflați în dificultate, și aici, de la curent, apă, gaz, mâncare, medicamente și tot ce trebuie, și evident salariile celor care îi îngrijesc, trebuie să asigurate. Am reușit să încheiem anul cu bine pentru DGASPC, am asigurat toate cheltuielile și așa se va întâmpla și acum. Vreau să vin cu această explicație pentru că am văzut așa în mediu, mă rog, a fost trimis un comunicat aiuritor. Într-un termen foarte scurt, anunța Ministerul Sănătății că prin PNRR unele primării se pot asocia cu Consiliul Județean, fundații, asociații, Casa de Sănătate și așa mai departe, pentru a înființa niște centre de zi medicale. Ei bine, noi nu am refuzat nicio primărie și nu refuzăm primăriile în a ne asocia. Dar eu nu pot să desfințez DGASPC-ul ca să finanțez cheltuielile de funcționare ale unor astfel centre, pentru că n-am bani, n-am buget. Vorbiți de acel centru comunitar? Nu. Sunt mai multe primării din Vâlcea. Okay. Unele au trimis solicitări, altele nu.
care vor să facă aceste centre medicale de zi. Sunt finanțate prin PNRR. Aici trebuie să se asocieze cu, repet, e o listă întreagă acolo. Păi ne-am uitat în PNRR, ne-am uitat în program și evident că nu ne putem permite noi, Consiliul Județean, să ne apucăm să angajăm asistente, personal, infirmiere și așa mai departe. Nu putem susține o activitate a acestor centre în localitățile care vor să facă. Din păcate, ar însemna ca DGSPC-ul nostru, care este prioritate, să aibă de suferit. Da, ca să înțeleagă lumea. Dar DGSPC-ul nu este totuși o unitate spitalicească. Cum ar putea să fie... Este și spitalicească. Mai mult în zona de îngrijire. Credeți-mă, haideți să mergem la Căminul de la Măciuca, haideți să mergem în Goranu și veți vedea că sunt servicii medicale speciale, chiar speciale de îngrijire. Bun, și atunci aceste centre medicale de zi dorite de anumiți primari... Lansate prin PNRR. Da, așa. Le pot face asociindu-se cu fundații, știți foarte bine. Da. Okay. Uite, Inimă pentru Inimă este o fundație care are grijă de copii și cu buget de la noi, dar și cu buget din sponsorizări și așa mai departe. Adică în momentul când îți asumi chestiunea asta, ți-o asumi. Consiliul Județean nu și-o poate asuma pentru că nu are buget. Asta scrie în PNRR. A, că am făcut proiect la Racovița și la Vaideeni, păi acolo n-am vorbit de cheltuielile de funcționare. Acolo este vorba că am plătit documentații. Da. Și este și altă axă de finanțare, este POR. Evident, uite cum e cazul Bălceștiului, dacă noi nu asigurăm acei bani aproape 300 de miliarde vechi, astăzi nu vorbeam, azi nu vorbeam de spital în lucru la Bălcești, dacă virgulă Consiliul Județean nu dădea banii pentru corect. Documentații și așa mai departe. Da. Cam atât. Acum a fost acuzat de curând de colegii de alianță. Nu. A fost acuzat? Știu că par rău tăcioasă, dar nu mă pot abține. E colegul dumneavoastră de alianță, domnul Cristian Buican, îl cunoașteți? Bun. Și v-a acuzat că nu administrați banii județului într-un mod discreționar, pentru că nu vreți dumneavoastră pe persoană fizică să alocați fonduri pentru realizarea unui centru comunitar. Centru comunitar, Bujoreni, Dăiești și Muierească. Păi, în primul rând că Muierească nu ne-a făcut solicitare, Dăiești nu ne-a făcut solicitare. Cu Bujoreni am discutat personal. Însă, repet... Fostul dumneavoastră primar... Da, fostul nostru primar. Nu l-a semnat... personajul despre care spuneți mai devreme, persoana în colegul cauză, dumneavoastră de alianță. Distinsul parlamentar, nu l-a semnat dumneavoastră, l-a semnat un birou de presă. Cel care a scris comunicatul, din păcate, confundă mere cu pere și nu știe despre ce este vorba. Aici e vorba despre meserie, despre administrație. Am să explic pe scurt. Vă rog. Ce vă spuneam mai devreme? Ne-am uitat în PNRR. Am discutat și cu Bălcești despre un astfel de centru comunitar. Am discutat și cu Bujoreni. Nu ne-au făcut solicitări Dăiești, Muierească și ce mai spune comunicatul ăla pe acolo. Sunt afirmații, bate câmpii cel care a scris. Dar, în momentul când te uiți în PNRR și vezi că trebuie să asiguri funcționarea, nu poți să angajezi Consiliul Județean o astfel de cheltuială când n-ai buget. Păi de unde? Și repet, asta ar însemna să iau de unde? De la DGSPC ca să pun aici. Când îți asumi ca primărie un astfel de proiect, așa cum facem și noi Consiliul Județean, trebuie să îți asumi și cheltuielile de funcționare de după. Asta unul. Ne mai acuză în comunicatul ăla că le-am dat la PSD-iști. Păi, eu nu mă uit la culoarea partidului din care face, la culoarea carnetului de partid unde e primarul. Dar ar face confuzii. PNRR e una și POR e alta. Da. La ceilalți am plătit documentații. Ca la Bălcești. Nu funcționare. Cine a scris comunicatul nu știe carte. Pare domnule rău. Îmi pare rău. Nu știe carte administrativă. N-am ce să răspund mai mult. De atât am demurit. Eu mă bazez pe sinceritatea dumneavoastră. Păi pentru că sunteți... Vă rog frumos, veniți să vă demonstrez foarte... cu alte și... Eu lucrez în programe europene de 6 ani. Zi de zi. Și am învățat meserie zi de zi. Am înțeles. Și nu prea mă... Dar poți să schimbă un pic subiectul? Pot uita la un comunicat în care cineva efectiv face propagandă. Aș vrea să schimb subiectul. Să rămânem în zona politică și mă bazez pe sinceritatea dumneavoastră. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, sunteți totuși președintele Consiliului Județean Vâlcea. Aveți o calitate oficială. Și al PSD Vâlcea. De
Nu, mă refer doar la calitatea noastră oficială, administrativă, aceea de... A zis că vrei să rămână în zona politică de asta. Păi se leagă cumva. Deși nu ați fost domnule invitat la sfârșitul anului, la... când a venit premierul la Horezu. Nici dumneavoastră, nici primarii PSD. Că nu știu, este chestiunea asta, este o chestiune ca la grădiniță. Adică sunteți totuși un oficial al acestui județ. Păi vă întrebați pe mine. Păi vă întreb. Și prefectul a lipsit de la acea întâlnire. Păi n-a fost invitat. Păi și de ce? Păi eu nu mă întrebați doamna pe mine, că o să-i mai aveți prin subiect, prin subiectul ăsta. Prin... O să-i am și subiectul, o să aveți ca subiect de discuție. O să vină pe aici prin da. Studio. Mă întrebați pe mine de ce nu m-a invitat cineva. Păi da. Evident că există o anumită diplomație și o anumită eleganță în politică, dar la noi la Vâlcea e complicată treaba asta. Nu din punctul meu de vedere. Eu am invitat la întâlnire pe care l-am avut cu guvernul toți primarii. Ba, mai mult am și insistat. Domnul Daea. Da, domnul Daea și miniștrii secretari de stat și au fost mulți primari liberali și i-am invitat pe toți de fiecare dată, așa cum o să-i invit undeva în februarie la o nouă întâlnire cu reprezentanții Guvernului României. Nu știu, mi se pare o prostie asta să nu vă duceți la întâlniri convocate de PSD și pe ce le făceam? Le luam sânge, îi tatuam pe mâini cu PSD-ul, Doamne ferește, ca o glumă așa. Păi nu sunteți noastră ciuma roșie, dar sunteți la... Probabil. Într-o coaliție la guvernare. Păi împreună. Da? Păi da. Numai la Vâlcea nu coabitați împreună. Eu coabitez cu foarte mulți peneliști la Vâlcea, Da? Păi da. Știți, domnul Buica, am găit afară din partid, nu de alta. Treaba dumnealor. Eu coabitez și lucrez cu foarte mulți peneliști la Vâlcea, dar dacă le spun numele, le fac rău. Sunt director de instituții care chiar vor să rezolve probleme și au înțeles că trebuie să lăsăm politica atunci când avem treabă. Da. Haideți să avem treabă. Eu sunt președintele Consiliului Județean Vâlcea, conform codului administrativ, răspund și coordonez activitatea în județul Vâlcea. Da. Haideți să avem treabă și să vă întreb ce se întâmplă la Cetgovora. Trecem cu bine această iarnă. Vă întreb în mod direct despre căldură și despre apă caldă și ce se mai aude cu acea centrală de cogenerare. E foarte bine cu centrala. Am primit deja de la minister o primă evaluare. Mai avem o hotărâre de Consiliul Local pe care o să o dea primăria municipiului. Consiliul Local la propunerea domnului primar Guteu și documentația este absolut completă pentru noua centrală. Este o investiție de 132 sau 35 de milioane de euro, mai contează, care se va face în 3 ani de zile. În prima fază vom cumpăra două cafuri, cazane apă fierbinte, motoare termice, după care vom lua centrala în cogenerare pe gaz și centrala cu biomasă și încă două motoare. Vom depune, proiectul este depus deja, suntem în clarificări, merge înainte. Până atunci avem stoc de cărbune, avem gaz, apă caldă și căldură pentru populație va fi, terminăm, suntem în proces de recepție pentru cei 17 milioane de euro pe care i-am băgat în țeava, da, în rețeaua primară și secundară de transport, energie termică și apă caldă. Da. Vom face această centrală și, repet, sunt două proiecte importante scrise de Consiliul Județean Vâlcea în care colaborăm foarte strâns cu primăria municipiului și cu domnul primar. Mai este fezabilă o asemenea investiție în condițiile în care și în complexul face o astfel de centrală? Doamnă, noi suntem obligați ca proprietar al Cetgovoresa și ca persoane responsabile pentru locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea și ai județului Vâlcea să facem tot ceea ce stă în puterile și priceperea noastră conform jurământului semnat și făcut la instalare pentru binele locuitorilor județului Vâlcea. Cetățenii municipiului Râmnicu-Vâlcea sunt prioritatea noastră și tocmai de aceea facem această centrală. Evident că suntem furnizori de aburi și energie în continuare pentru Clim Complex, o companie cu care avem o relație excelentă până în momentul de față. Excelentă. Bun. Care este stadiul lucrărilor la clinica de radioterapie? Spuneați dumneavoastră că la sfârșitul lunii ianuarie va fi gata. Azi am fost acolo. M-au încercat sentimente complicate, ca să zic așa. Se face clinica și va fi una dintre cele mai
moderne din România și cred că și din Europa, puține vor fi la fel. Doresc din tot sufletul cât mai puțin Vâlcen să intre acolo. Este o clinică de radioterapie pentru bolnavi de cancer. Din păcate avem și noi mulți vâlceni care stau pe drumuri. Tocmai de-aia ne-am dorit și iată investitorul a concesionat terenul. Astăzi am avut o întâlnire cu investitorul, dar și cu operatorul. Da. Este vorba de Neolife, o companie mare din România care... Am greșit că am zis numele? E ok. Așa, o companie mare din România. M-am întâlnit chiar și cu directorul general pe România al companiei. Se fac probe la aparate. La aparatele de radioterapie se instalează undeva, să zicem, la începutul februarie, pentru că noi aici nu lucrăm cu plastilină, lucrăm cu echipamente complicate. Sunt categoric, da. Zeci de aparaturi care vor fi puse în funcțiune. Facem recepția lucrărilor și punerea în funcțiune probabil la începutul lui mai. Vom reveni, voi reveni cu detalii despre punerea în funcțiune, pentru că, repet, am fost acolo, se vorbea engleză, pentru că sunt specialiști din străinătate care instalează. Clădirea arată bine. Am dispus astăzi, am avut o ședință operativă la Consiliul Județean, să identificăm încă o suprafață de teren, chiar lângă această clinică, unde vrem să facem o clădire. O să scoatem să concesionăm terenul pentru un investitor, care va fi el, se va decide prin licitație. Vrem să facem acolo parcare subterană, la parter restaurant, spații de birouri și spații de cazare, pentru ca cei care vin la tratament să aibă posibilitatea să se hrănească, dar cu aparținătorii sau cei care îi însoțesc sau chiar cei care fac radioterapie să beneficieze de servicii de cazare la prețuri corecte stabilite de investitor. Bun. Spitalul vechi, la spitalul vechi ce se mai aude? Și acolo... Da, mulțumesc că m-ați întrebat. De ziua mea pe 17 ianuarie am fost extrem, extrem de fericit, pentru că am fost anunțat de Compania Națională de Investiții. Investim în spitalul vechi mulți bani, sute de miliarde. O să vă comunic valoarea la care a fost adjudecată lucrarea. S-a încheiat, n-au fost contestații. Compania Națională de Investiții va anunța câștigătorul licitației. Semnarea contractului se va face la Vâlcea. Încep lucrările de proiectare și execuție la spitalul vechi, spital. De ce m-am bucurat de ziua mea? Pentru că din 1976 nu s-a mai făcut nimic aici și uite cum s-a făcut, că exact pe 17 ianuarie de ziua mea am primit această veste incredibilă. Mă țin de cuvânt, ne ținem de cuvânt, echipa de la Consiliul Județean, colegii mei consilieri județeni, ne ținem de cuvânt cu ce am promis și iată, spitalul vechi intră în modernizare. Nu facem doar zidurile, facem și dotări. Bun. Important. Haideți să vreau să să reușim să trecem prin toate subiectele importante din administrație, să ne rămână un pic timp și de politică. Că acolo aș avea mai multe întrebări. Centrul de management al deșeurilor de la Roiești, în ce stadiu este? Este în stadiu avansat, sunt în graficul lucrările. Dacă se mișcă tot așa, cred că în iunie terminăm. Acum avem în depozitul central, în groapa aceea imensă, spațiu de depozitare, acolo nu e groapă de gunoi, este centrul de management integrat, cum bine am zis. S-a montat membrana, s-au făcut fundații, s-au făcut gabioane, confecții metalice, clădirile administrative și așa mai departe. Lucrurile evoluează și se lucrează bine și la Roiești, iar în ședința, cred că din 27 ianuarie, vom avea și prima hotărâre de Consiliu prin care preluăm DC112, drumul comunal care duce la groapă. Uh-huh. O să luăm noi la județ pentru că trebuie să-l îngrijim și lucrurile să fie cum trebuie în zonă. Avem în județul Vâlcea o primărie care a intrat în practic nu incapacitate de plată, sunt conturile poprite, da, știți povestea primăriei Brezoi. Și vă întreb dacă aveți în vedere un ajutor, dacă puteți, legal, să, nu știu, să dați niște bani acestei primării pentru a ieși din impas, să alocați?
O sumă de bani? Păi, cu banii publici nu prea te joci. În general. Că dai din ecaz. Dacă nu vrei să ajungi la DNA. Iar eu aici, președintele Consiliului Județean, în momentul în care am scos o vorbă pe gură, trebuie să o scot cu responsabilitate. Am să-l invit pe domnul primar al orașului Brezoi să stăm puțin de vorbă, să vedem cum s-a ajuns aici și în funcție de disponibilitățile pe care le vom avea, o să avem grijă, în măsura în care legea ne dă voie, să facem ceva. Dar trebuie să vedem speța, de ce și care-i treaba. Cum eu vă știu că dumneavoastră un om informat. Da, da, trebuie să... Când e vorba despre popriri, executări și așa mai departe, sunt niște spețe juridice în spate pe care trebuie să le înțelegi foarte bine. Disponibilitatea mea este exprimată. Adică vreți să ajutați dacă aveți posibilitatea legală să o faceți. Trebuie să vedem cum. În anul acesta vom avea și noi, Consiliul Județean, un anumit fond prin care vom ajuta localități aflate în situații grele. Dar asta în ultima parte a anului va fi. Am înțeles. La începutul lunii februarie va avea loc conferința municipală de alegeri la PSD Râmnicu-Vâlcea. Da. Avem anunțat deja în mod oficial un candidat și anume domnul Florian Marin. E normal, nu? Da. Este. Vreau să vă întreb dacă din informațiile dumneavoastră mai să mai înscrie cineva pentru această funcție. Domnul Neață, spre exemplu? Nu am astfel de informații. Conferința organizației municipale se va desfășura în condiții statutare. Eu voi conduce această conferință până la data la care vorbim și nu cred nici în... Nu și-a manifestat domnul Neață această dorință. Eu cred și votul meu îl are, că eu sunt un singur... Eu am un singur vot acolo, chiar dacă sunt președinte, se îndreaptă către Florian Marin. E normal, am lucrat împreună, lucrăm împreună și trebuie să continue până când vom considera că trebuie să facă altceva. Noi doi, noi patru, noi șase, noi opt, noi zece, echipa PSD Vâlcea. Nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Avem o echipă bună. Da, nu sesizam probleme. Mă gândeam doar dacă va exista competiție la nivelul acesta. Nu. Nu știu să vă spun. O să văd atunci în sală. Am înțeles. Bun. Relația cu Perul și cu domnul Miciagu tău? Foarte bună. De tot 6 ani de zile excelentă. Am câștigat împreună alegeri, ne-am ajutat împreună 6 ani și cu Perul și cu prietenul și colegul meu Miciagu tău. Mergem mai departe, fără nicio problemă, totul este bine. Umăr la umăr, așa cum am spus. Este... Depunem, lucrăm împreună la proiecte, ne sprijinim împreună. N-am ce să discut pe aceste. Puneți candidat la primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea? Asta o să stabilim. Aici s-ar putea să strice prietenia. Nu o să strice nicio prietenie, vedeți-vă de treabă. Nu? O să am grijă să nu se strice nimic. Până acum colegii mei și echipa... Păreți așa înțelept, echipa ca să zic, sunt foarte sigur pe mine. Da? Da, sunt foarte sigur pe mine, pentru că am o echipă fenomenală, fantastică, care îmi dă această siguranță. Fără echipa mea nu reprezint nimic. Și când știu că echipa m-a susținut și mă susține, n-am ce să comentez. Dar vă asigur că vom lua cea mai bună decizie și suntem pe calea cea bună. Nu este... O să știți. Relațiile între mine și domnul Gutău sunt excelente, între noi și Per sunt excelente și noi vom hotărâ ce facem și cum mergem mai departe. Da. Am și spus asta, și eu și Mircea. Și colegii mei. Nu prea vă credem, de aia zic. Să fiți dumneavoastră sănătoși. Deocamdată avem și noi bucătărie internă, cum aveți și dumneavoastră presă. Da. Sunteți și sceptici, ne dați voie? Putem să fim? Da, dar cui plângeți de milă de sunteți sceptici? Păi da, nu vi se pare că plâng de mila cuiva? În niciun caz, a dumneavoastră sau domnului primar. Ne duceți prea mult grijă asta. Nu, știți că deocamdată preocuparea mea și a primarului municipiului Râmnicu-Vâlcea este și una politică importantă. Păi mă gândesc. Dar este și una administrativă. Depunem proiecte împreună. Avem acum un proiect pe care ne-am hotărât să-l facem împreună. Am avut o discuție, am stat cred că vreo 2 ore ceva cu Mircea, cu primarul, cu Gutău. Noi, Consiliul Județean, am depus o cerere să luăm baza de la Hidroelectrica și primăria, care a făcut un parc în zonă, are și un proiect european, face și drum și așa mai departe. Da. Și am ajuns la concluzia că
vom face demersul să fim împreună în acest proiect, să luăm baza aia mare, imensă de la hidroelectrica, care stă degeaba acum, aia din Nord, din da? Unde piscină, terenuri de basket, fotbal și așa mai departe. Păi și primăria, și primăria, un pic, și primăria are echipă de handbal și așa mai departe, sport și Consiliul Județean și atunci ne ducem împreună acolo că avem loc și dezvoltăm această bază. Suntem împreună și la handbal, unde Consiliul Județean alocă o bucățică bună de buget, dar suntem împreună și la basket, de exemplu, unde și primăria ne ajută cu sală și așa mai departe. Adică preocuparea noastră asta este în prezent, să ne ținem de cuvânt ce am promis. Când va veni vremea de politică și mișcările care vor fi, mai e o țără până atunci. E, baza hidroelectrică, cine trebuie să o dea? Hidroelectrica. Bun. Și? Ați scurtat discuție? Suntem în hârțoage acum, în hârtii. Da. Este un an important politic, domnule Rădulescu, și dumneavoastră știți mai bine decât mine acest lucru. Da. Mai ales că în luna mai ar trebui să avem și o premieră în politică, și anume rocada premierilor, în care eu nu cred, dar poate dumneavoastră credeți. Ce ziceți? Va avea PSD premier după mai 2023? Da. Domnul Ciolacu? Da. Bun. Aveți în vedere vizații, pentru că dumneavoastră organizația PSD Vâlcea este o organizație cu rezultate bune. Așa e. Locul 5, parcă, la nivel național, sper să nu greșesc. Așa, după ultimele alegeri, parcă așa. Scris, făcuse o știre la un moment dat. Clasamentele mă interesează mai puțin, mă interesează faptul că avem majoritate în Consiliul Județean, că avem... Doamna, și rezultatul a fost pe măsură. Dar dacă USR-ul avea alianță... Suntem cu niște multe procente în fața PNL-ului. 17.000 de voturi, nu mai știu procentele. Ce vorbim aici? 17.000 de voturi. Ce vorbim aici? E o cifră pe care e greu să uiți. Și atunci? Da. Ce vorbim? E muncă. Bun. Vizații, fiind așa o organizație cu rezultate bune... doriți să mai promovați vâlcenii în aparatul de stat ministerial în Guvernul României. Aveți deja oameni trimiși acolo? Avem oameni acolo, trimiși, vom trimite în continuare, dacă e loc. Evident. Cum am prins ocazia, avem oameni foarte deștepți și bine pregătiți aici. Evident. Suntem pregătiți să ocupăm orice post din orice minister, oricând. Da? Da. Dacă... PSD-ul este cel mai important partid politic de la nivelul județului Vâlcea și ca rezultate electorale, dar și ca resursă umană. Gândiți-vă că numai în municipiul Râmnicu Vâlcea, anul trecut, am făcut peste 1.000 de primiri de membri. Peste 1.000 de oameni ni s-au alăturat. În județ, la fel. Lucrăm acum pentru conferința județeană, care va fi undeva pe 10 februarie. Avem conferințele. Schimbăm echipei, punem la punct structuri. Municipală. Și județeană, pe 10 februarie vrem să o facem, pe sigur. Candidez. Interesant. Candidez. Și bineînțeles că nu vă contracandidează nimeni. Bă, de unde poți să știi? Mă uitam pe niște cifre ale unui sondaj de opinie. Unde dumneavoastră stați bine, foarte bine chiar. PSD-ul? PSD-ul? Nu, dumneavoastră, pe persoană fizică, președinte. Păi să mi-l da și mie, mulțumesc. Cu plăcere. 54%. Doamne ajută. Da. Un sondaj făcut de adversarii politici. Foarte tare. Da. PSD, că de-aia ziceam că e bine să discutăm, deci vorbim de Consiliul Județean, da, cu personaje politice. Și dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, la Vâlcea, PSD ar avea 32%. E puțin. Vom avea, avem mult mai mult. Mult mai mult. Am și eu sondajele mele. Da, păi asta vreau să vă aduc în zona asta. Eu v-am dat niște cifre, poate ne dați și dumneavoastră. Să vă spun că, cel puțin la nivelul municipiului, doar la municipiu, suntem la 42%. Adică e uriaș. Da. PNL-ul vine în urmă pe la 23. Este să mă uit acum aici, la municipiu, cam și aici, ia să vedem. Ia vedeți, poate cât, să... Cât a spus? Cât 42 a spus? Am zis eu. Atât mi-au dat mie cifrele. La nivelul municipiului... PSD-ul, politic, da. Consiliul local. Mai puțin, 27. Ai, destul. Consiliul local. Da, da, da.
Consiliul Local. Oricum, celelalte partide sunt mult în spate. De, știți ceva? Da, preocuparea oamenilor nu sunt sondajele acum. Și eu dar se vor face sondaje. Au suficiente posturi naționale de televiziune să se uite la sondaje. Oamenii sunt interesați de balivernele astea, că sondajul e ăla la urne, la alegeri. De mie nu-mi place să vorbesc despre chestiunile astea, despre sondaje. Normal, sunt informat și am strategie internă, am strategie și politică și administrativă. Evident că fac și eu socotel, dar până la una alta am și sunt în grafic. Mi-a ajutat Dumnezeu și oamenii, cu voia lui Dumnezeu și a oamenilor, sunt în grafic cu tot ce am promis. Asta e important. Da. Oamenii vor să vadă. Preocuparea mea pentru viitor, după ce pun la punct toate drumurile județene, spitalele și așa mai departe, prioritate locuri de muncă. Prioritate. Facem drumurile... 3.000 de lei în mână. Nu, eu nu vorbesc prostii pe aici. Păi lăsați-mi. Președintele Consiliului Județean, primarul și așa mai departe, nu e responsabil la creșterea salariului. Hai fiind serioși. Cum faceți treaba asta cu locurile cum facem. De muncă? Pun toate, păi eu dau de lucru și acum la oameni, doamnă. Șantierele care se deschid în municipiu, infrastructura pe care eu o pun la punct, șantierele de drumuri, de groapă, de spitale, șantierele de la maternitate care se va deschide la clinica de balneofizioterapie, acolo vor lucra oameni plătiți. Eu dau de lucru. Povestea este alta. Când pui toate drumurile la punct, uite, cum dau de lucru. Ia. Fac drumul Loviștei, doamna Magda. Da, domnul Rădulescu. Știți ce înseamnă asta? Turism. Bani. Angajați. Oameni care vin aici. Asta fac eu. Asta este prioritatea. Dacă fac, pentru că o gândesc gospodărește. Repet, nu sunt nimic fără echipa mea senzațională de la PSD și de la Consiliu. Oameni bine pregătiți. Dar o gândesc gospodărește. Fac drumul, apă, canal, gaz, în colaborare cu primarii, îi ajut, cofinanțări, programe comune și așa mai departe, ca un rol important între mine și primarii, este un parteneriat important. Și mă duc în țara Loviștei și începem să facem, dacă avem drum și tot ce ne trebuie. Facem pensiuni, cazare și așa mai departe. Vin oamenii după la Sibiu pe acasă, vin corporatiștii din București să stea să respire aer curat la noi. Vin, da, avem asta o înseamnă. Restul baliverne și declarații din astea, noi vom avem o strategie. N-au nimic, au bălmăjeli. Scuzați-mi expresia. Eu fac. Avem o bârșa alăturului. Eu pun lucrurile la punct. Pas cu pas, kilometru cu kilometru fac drumuri, proiecte, bani europeni, bag în spitale și așa mai departe. La Vâlcea, pe lângă lucrurile pe care le facem, că oamenii merg bine, îi și facem bine. Pentru că punem spitalele la punct. Am drumuri, spitale, infrastructură și așa mai departe. Rezolv și cu căldura și cu apa caldă definitiv. Și cam cu asta mă ocup, doamna... Deci că sunteți mister, mă scuzați, dar e foarte bine, foarte bine. Mersi. Se scrie merci. Merci. În condițiile în care chiar ar avea loc acea rocadă și PSD-ul să zicem că ar pune premier, haideți să mergem pe scenariul ăsta, deși eu nu-l cred, dar în fine, dacă prefectul de Vâlcea rămâne în funcție sau vă treziți cu domnul Stănculescu prefect? Domnul Liberal Stănculescu. Mă puneți într-o dificultate extraordinară. Și anume care? Mă simt intimidat de această întrebare a dumneavoastră. Vă rog să-mi dați voie să apelez la o diversiune verbală, astfel încât să ocolesc răspunsul și să nu mă refer la persoane. Într-adevăr, haideți, doamna... Da, domnule. Nu vedea ce s-a întâmplat la rocadă, fără rocadă. Mă puneți pe mine, nu sunt mama Omida pe aici. Aveți și dumneavoastră. Dar eu zic că se face rocada. Iar prefectul, nu aveți treabă cu prefectul, că rămâne pe loc. Păi ne aducem aminte că în momentul în care a venit, s-a schimbat schimbarea, a plecat domnul Fârtat. Tot aici suntem. Și domnul Buican era bazat pe domnul Fârtat. Și că nu-l schimbă. Înțelegeți? Ramona. Da, domnul președinte, sunt aici eu. Dați-mi și niște cărți, că vreau să ghicesc. Deci sunt, nu glumesc. E vorba de ghicit, haideți. Glumesc nu, n-am jucat la loz în plic, nu cere să prevăd evenimente despre care nu știu dacă se vor întâmpla sau nu. Eu zic că va fi o rocadă, așa cum s-a asumat în programul de guvernare, așa cum s-a stabilit de la început când s-a făcut această coaliție în care PSD a intrat ca și gest de responsabilitate, pentru că PNL și USR au condus
dezastruos țara și am pierdut cel puțin pe bani europeni 2 ani și au bătut joc de noi și nu vor începe șantierele nici în următorii 2 ani de zile pentru că sunt licitații și așa mai departe, dar ne-a ajutat Dumnezeu și oamenii și uite că sunt cu documentația, cu proiecteni și cu tot ce trebuie la 676 și la alte drumuri, da. Și mă duc primul după bani acolo. Bun. De-aia vă spun că eu vorbesc, doamnă, pe ce muncesc eu în fiecare zi. Nu mă dau mare pe aici, nu încerc să vă impresionez cu activitatea mea. Iubesc, cazul, iubesc ceea ce fac și în fiecare zi, ca să fiu foarte transparent și foarte ok, postez și vă spun, fraților, astăzi am făcut am văzut, așa. Că urmărim și asta noi. Fac. Da. V-am ascultat, că sunt receptiv. Conferință sunt... de presă n-ați făcut. Păi, nu-ți mai vorba din gură. Pentru că a zis, domnule, până la urmă, hai să facem așa. După fiecare ședință de Consiliul Județean, mergem frumos în foaierul Sălimari a Consiliului Județean și stăm de vorbă cu presa. După fiecare ședință de Consiliul Județean, conferință de presă. Da. Și am închis și cu această poveste. Da. Așadar, acesta este un anunț oficial. Da. Avem prima ședință anul ăsta. Stați așa. Să o anunțăm. Ședința de Consiliul Județean pe 25 la ora 10. Da. După care facem conferința de presă. Retrag colegii, după care rămân la conferința de presă în foaier acolo. Uite, facem pași importanți. Și vom mai avea o conferință de presă pe 27. Dar asta va fi mai complicat un pic pentru că se lansează o campanie împotriva cancerului hepatic și așa mai departe. Da, adică va fi vinând de la Institutul Clinic Fundeni. E ceva foarte, foarte mare și o facem comună. Da, ca și regulă, după fiecare ședință de Consiliul Județean, să știți, ședințele sunt și online, deci nu trebuie să veniți să vă plictisiți cu noi în sală. Ședințele sunt și online, puteți veni după ce se închide ședința de Consiliu. Mai țineți minte că, dar nu știu dacă, nu, erați consilier județean atunci când era să facem revelionul cu domnul Păsat, președinte interimar, dar nu-l mai puneau președinte? Mai țineți minte după... Până eram deputat. Erați după decesul domnului Călea. Dar eram parlamentar, da. Deci nu, eu era chiar să, eu și alți colegii mei din presă, era să petrecem sărbătorile acolo, că era ședință după ședință extraordinară și uite așa mai departe. Să știți că îmi place foarte mult emisiunea, mai ales pentru că discutăm lucrurile așa omenește. Oamenii care se uită la noi, toți cei care ne privesc trebuie să înțeleagă ce spunem. Și încă o dată vă spun, politică, dar lângă noi e o nenorocire din pricina căreia suferim toți. Uitați-vă ce s-a scumpit tot, războiul ăsta nenorocit care nu se mai încheie odată și te uiți că țările occidentale anunță că își reduc consumul de energie, că nu mai au cu ce să încălzească și astea. Da, dar, domne, ne întoarcem și noi. Bio, ne uităm la țară. Dar trimit ajutoare pentru război. Eu sunt un pic de contrariat, un pic mai mult. Repet, războiul este crunt, nedrept și Ucraina nu trebuia lovită, dar măsurile economice Ucraina se comportă într-un mod total incorrect cu cetățenii noștri români și o dezbatere pe toate posturile naționale de televiziune. Repet, suntem alături și numai în Vâlcea avem câteva sute de cetățeni ucraineni pe care îi îngrijim și de care avem grijă, de care avem grijă și cheltuim bani. E vorba de solidaritate și de omenie, dar trebuie să ne gândim și la românii noștri din Ucraina. Dar n-ar trebui să fie reciproc? În perioada asta noi trebuie să depunem proiecte pentru apă, pentru canal, pentru spitale, pentru PNRR și făcând lucrul ăsta, ajungem tot la bani, pentru că dacă eu accesez proiecte, cei care câștigă licitațiile angajează oameni. De unde credeți? Din Vâlcea. Cei care vor să vină să muncească. Da, mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule președinte Constantin Rădulescu. Domnul și domnul Ius Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Vă doresc o după-amiază minunată. La revedere!